Bine ați venit la podcastul de filozofie. Eu sunt Octav Eugen Popa. Astăzi vom relata și vom analiza o luptă clasică în istoria filozofiei. În colțul roșu avem Școala Sceptică, despre care am vorbit în unul din episoadele anterioare. De data asta, însă, în frunte cu nu Sextus Empiricus, ci ceva mai devreme, Cicero singurul, din câte știu eu, singurul filozof al cărui nume vine de la o plantă. Cicer este numele bobului de năut, chickpeas în engleză. În colțul roșu avem școala neoplatonică în frunte cu Augustin, acest Khabib Nurmagomedov, acest Rose Namajunas al neoplatonismului creștin. De o parte, deci, îndoiala universală și pasivitatea, țineți minte, suspendarea judecății, de cealaltă parte, absolut. Începem în câteva momente, după un scurt moment publicitar. Îți place filozofia? Adori să înțelegi chestii? Te tentează cele mai importante produse ale civilizației noastre? Iubești cu pasiune puzzle-ul intelectual și dilema morală? Poftești la dulcețurile ontologiei și epistemologiei și logicii și câte și mai câte? Stop! Nu căuta mai departe. Aici este podcastul de filozofie. Podcastul de filozofie, da, podcastul de filozofie. Avem Platon, Aristotel, Augustin, Toma de Aquino, ce zici de un Descartes, ce zici de un Kant. Avem John Locke, John Stuart Mill, John Dewey, John Rawls, John Searle și bineînțeles Johnny Raducanu. Ce, crezi că numai bărbați? Sausage party? No, nu, domn. Avem Simon de Beauvoir, avem Elizabeth Anscombe, Hannah Arendt, Judith Butler, Martha Nussbaum și multe, multe altele. Așa că nu ezita, încearcă acum și nu vei regreta. Podcastul de filozofie. Pentru că nu toată lumea ascultă Schopenhauer. Acesta este un produs filozofic. Citiți cu atenție textele originale și dați like pe Facebook dacă vă place și mă puteți susține cu o donație pe Patreon. Susținătorii de pe Patreon primesc cu fiecare episod materialele pe care le folosesc. www.patreon.com. Aveți linkul în descrierea acestui episod. Scepticismul era foarte la modă în perioada lui Augustin din două motive. Întâi, nu prea aveai de unde alege. Ține minte că empirismul lui Aristotel nu a supraviețuit pe piața ideilor pentru simplu motiv că lucrările lui au fost pierdute. Trebuie deci să așteptăm câteva secole, odată cu Bonaventura și mai târziu Toma de Aquino, vorbim deci deja de secolele 13, pentru ca Aristotel să reintre pe piața ideilor și să constituie o opțiune reală, mai ales în lumea creștină. Deci la aristotelianism nu aveai acces. Exista, desigur, neoplatonismul lui Plotin, despre care am vorbit și data trecută, dar acesta era, dacă mai țineți minte, ușor ezoteric. Era greu de digerat pentru lumea romană, deși am văzut excepția Sfântului Ambrozie și, bineînțeles, azi vom vorbi despre alt filozof care aduce neoplatonismului ca opțiune alternativă în Imperiul Roman și anume Augustin. Deci, dacă nu aveai acces la neoplatonism, la aceste adaptări ale neoplatonismului, erai cel mai probabil un sceptic. Al doilea motiv e unul practic. Scepticii, deși pesimiști și negativi în termen de doctrină filozofică, tind să fie niște scriitori foarte buni. Scepticii se organizau și ei, la fel ca neoplatonici în aceste școli Închise, în latină secta, deci le putem spune secte filozofice, însă scrierile scepticilor sunt accesibile și răzbat dincolo de zidurile acestor școli. Iar Cicero, o figură pe care am sărit-o pentru că acesta nu a contribuit neapărat cu ceva extraordinar de original în istoria filozofiei, Cicero este un exemplu perfect. Ca retorician, Cicero aduce și traduce și reproduce scrierile sceptice și o face atât de elocvent încât cetățeanul roman dornic de filozofie cu greu putea scăpa. Acestea sunt, deci, motivele pentru care scepticismul este extraordinar de popular în perioada secolului, secolului 2-3-4 după Hristos. Acum, ca să nu ne împiedicăm de terminologie, aș vrea să reiau un pic termenii cu care lucrăm. Dăm un pic uh, rewind. Platon înființează, deci, Academia acum hă, hă, o gașcă de timp și hă, 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 hă. Platon înființează Academia acum foarte mult timp și dă naștere platonismului. Acesta este primul termen. Când auzim de platonism, ne referim deci, ne referim, deci, la această variantă inițială. Academia lui Platon încet încet mai ales sub uh, influența imperiului roman, alunecă sau republicii romane, ca să fim exacti, alunecă spre scepticism. Deci încet încet termenii de academician și platonic devin de fapt sinonime cu termenul de sceptic. Academicienii sunt scepticii Și ei sunt, ca să zic așa, urmașii lui Platon. Așa cum vom vedea, lucrarea lui Augustin pe care o discutăm astăzi se numește Contra Academicos, care este tradusă uh, destul de des drept Against the Skeptics. Bun. Repet, într-un sens, deci, scepticii sunt platonici ca origine, pentru că sunt uh, urmașii lui Platon, însă ca doctrină ei, de fapt, sunt mai aproape de sofiști. Mai t dat fiind relativismul lor. Mai târziu apare această doctrină semi-mistică a lui Plotin, care, țineți minte, ne spune că tot universul se trage dintr-un punct central, non-material și tot felul de straturi în afara acestui punct central, în sfârșit. Acesta este, deci, neoplatonismul. Iată, deci, cum atât scepticii, ca urmașii Academiei, cât și neoplatonicii, se trag, deci, din Platon, fiecare în felul lor. Bun. După această mică notă terminologică, haideți să ne uităm un pic la relația dintre Augustin și doctrina sceptică. Augustin cunoaște doctrina sceptică pentru că el este el însuși un susținător al scepticismului. În perioada petrecută în Milano, țineți minte. Imediat după deziluzia maniheistă, Augustin se întoarce către scepticism. Însă, la un moment dat, ne spune chiar el în uh, confesiuni, Augustin intră în contact cu, citez, scrierile unor neoplatonici. Nu știm exact, deci, ce neoplatonici a uh, citit Augustin, însă, Augustin își dă seama că pariul sceptic este îndoielnic și începe să pună la îndoială doctrina sceptică, în mod ironic poate am putea spune. În cartea cincea din uh, Confesiuni, Augustin relevă în câteva cuvinte nemulțumirea principală față de sceptici. Citez. There also arose in me the thought that the philosophers call the academicians uh, sceptici, deci. There also arose in me the thought that the philosophers call the academicians had been more prudent than the rest since they held that everything should be doubted, but made the amount of truth that man is able to apprehend disappear. Iată, deci, scăpând de eroare, suntem mai prudenți, însă scăpăm, dacă putem spune astfel, și de posibilitatea adevărului. Augustin intrând în contact cu aceste idei, renunță la Catedra de Retorică din Milano și se retrage împreună cu familia și câțiva studenți pentru a se dedica filozofiei. Primul dialog pe care îl scrie se numește Contra Academicos. Este acest dialog împotriva scepticilor. Astăzi ne vom ocupa de acest dialog, un dialog în totalitate sau mă rog, aproape în totalitate, cu excepția câteva paragrafe la final, aproape în totalitate secular, adică avem deci de-a face cu Augustin filozoful, nu cu Augustin teologul sau Augustin episcopul de mai târziu. Ce vreau să fac în acest episod este să vedem în ce măsură Augustin filozoful reușește să respingă scepticismul cu tehnici și argumente filozofice, nu religioase. Poate fi răspinsă doctrina sceptică fără să dăm cu Sfânta Scriptură de masă? Haideți să începem cu o mică recapitulare a doctrinei sceptice, pentru că totuși a trecut ceva timp de la episodul 8, acum am verificat, publicat în aprilie. Dacă ați ratat episodul despre sceptici, puneți pauză și mergeți și ascultați episodul 8, după care vă puteți întoarce aici. Dacă nu aveți timp sau nu vă place să primiți ordine de la un podcaster anonim, nu-i nimic, vom face deci un mic rezumat. Cites din acest uh, contra academicos, a lui, Augustin. The academics held that man isn't able to have knowledge as far as matters that pertain to philosophy are concerned. Yet man is able to be wise. It follows from this that the wise man doesn't assent to anything. If he were to assent to something uncertain, he must be in error, which is shameful in the wise man. Iată, deci, din moment ce nu putem cunoaște adevărul, singura variantă a omului înțelept, singura variantă a omului rațional, este deci să eviți atașamentul față de orice teză. Acesta este punctul central al doctrinei sceptice. Am ales citatul de ori pentru că acesta aduce la lumină, aduce în lumină, aduce la lumină, aduce în lumină, subliniază Punctul comun dintre sceptici și non-sceptici. Căci atât scepticii cât și non-scepticii sunt de acord că adevărul este celul suprem, că viața în conformitate cu adevărul este viața rațională, este înțelepciunea, că înțelepciunea mai departe este fericirea și așa mai departe, toată zestrea etică de origine antică. Diferența este că scepticii refuză să admită că acest adevăr poate fi obținut, cel puțin nu în viața aceasta. Și deci propun ca variantă alternativă lipsa atașamentului. Dar cum lipsa totală a atașamentului este complicată de faptul că trebuie să trăiești și să faci alegeri și să păpizezi mâncare și să duci câini afară și așa mai departe, apare deci această noțiune de verosimil scepticii trăiesc urmărind ceea ce este verosimil, truth-like, ceea ce apare ca fiind adevărat, gata să renunțe la acest verosimil de îndată ce apar probe contrare. Ca să închei acest mic rezumat, aș vrea să vă amintesc ce tentantă este poziția scepticului, mai ales atunci când o comparăm cu angajamentul mai mult sau mai puțin orb al dogmaticilor, al ideologilor, ideologilor al teoreticienilor căsătoriți cu teoriile lor și, în general, al oamenilor încăpățânați că știu una și bună și că știu că știu. A fi sceptic în acest sens apare aproape echivalent cu a fi filozof. Căci mesajul comun pare să fie acela de a fi critic, de a gândi înainte să accepti, etc. Nu e nicio rușine, deci, că ne-am îndrăgostit la prima vedere de doctrina sceptică pentru că aceasta se îmbină perfect cu morala liberală pe care o împărtășim astăzi cu toții, morala eliberării față de biasuri și pasiuni și sentimente și, în general, tot ce ține, sau invers, tot ce nu ține în mod direct de exercițiu rațiunii. Aceasta este doctrina sceptică și ținem minte că ea este foarte ușor de acceptat pentru noi astăzi. Ne vom uita acum la atacul lui Augustin asupra scepticismului. Cum atacă Augustin scepticismul? Păi, ca în cazul oricărei dispute filozofice, avem în general trei variante, dintre care vom vedea Augustin alege două. Varianta 1, Ataci argumentele care susțin scepticismul. Varianta 2. Arăți că poziția sceptică are consecințe inacceptabile. Că ea este, deci, problematică dintr-un anumit punct de vedere. Varianta 3. Aduci contraargumente. Adică creezi sau imaginezi niște situații în care teza respectivă nu ține. În cazul scepticismului ne-ar trebui, deci, pentru această treia variantă, niște adevăruri incontestabile pentru că scepticul susține că aceste adevăruri nu există. Augustin alege variantele 2 și 3. Adică el nu neagă baza pe care este construită, pe care este construit scepticismul. El nu neagă neagă argumentele pe care le aduce scepticul în favoarea scepticismului, ci doar arată că poziția sceptică, varianta 2, e problematică. Și că poziția sceptică, varianta 3, se confruntă cu anumite contraexemple. E foarte important de reținut asta. Augustin e gata să accepte provizoriu toate argumentele oferite de sceptici. Ba chiar spune în repetate rânduri în Contra Academicos că și el vede ceea ce văd scepticii. Țineți minte omniprezența conflictelor, slăbiciunea simțurilor și așa mai departe și Augustin vede aceste lucruri. Singura diferență dintre mine și sceptici, spune Augustin, este că lor li se pare că aceste argumente duc către scepticism, în vreme ce mie nu. Așa că rămânem cu variantele 2 și 3, fie arătăm că poziția sceptică scârție, fie o refutăm prin numirea unor adevăruri incontestabile. Să le luăm pe acestea pe rând. Poziția sceptică scârție, conform lui Augustin, pentru că aceasta duce la tot felul de inconsistențe. Întâi, scepticismul este inconsistent pentru că omul care caută epoche, adică suspendarea judecății și această, acest calm universal odată cu suspendarea judecății, acest om încetează prin aceea să mai fie filozof, dacă nu cumva încetează să mai existe. Am vorbit despre acest aspect uh, a Augustin reia această temă și insistă. Someone who gives his approval to nothing does nothing. Cine nu acceptă nimic, nu face nimic. Însă scepticii nu se lasă chiar așa ușor, că ce am văzut, ei nu ne sfătuiesc să nu facem nimic, ci să ne luăm, după ce e verosimil, truth-like, Gata de a renunța la acest commitment atunci când um, rahatul lovește ventilatorul. Dar nici Augustin nu se lasă, pentru că el cunoaște acest argument. Așa că Augustin răspunde, ok, bine, bine, accepti doar ceea ce este truth-like. Însă, câtă vreme accepti ceea ce e truth-like, ceea ce e verosimil, cu commitment, fără commitment, accept ceea ce poate fi o eroare ce contează dacă e truth-like sau rață-like sau gâscă-like? Dacă țelul tău e să eviți eroarea, ca să fii consistent, trebuie neapărat să nu accepti nimic. Ori asta e imposibil și deci ești forțat de viață cum ar veni să devii inconsistent cu propria ta filozofie, tu, scepticule. Până să trecem mai departe, aș vrea să fac o mică remarcă. Evident, atunci când Prinzi o anumită școală filozofică într-o capcană atât de jenantă, devine cumva de datoria ta ca um, participant la această dezbatere să explici cum anume teza respectivă pe care ai arătat-o tu ca fiind stângenitor de inconsistentă, cum anume poate fi luată în serios de toți acești oameni relativ deștepți. Nota bine, deci, pentru cei care vor să ia parte la asemenea dezbateri, dacă vrei să respingi ceva, arată că e doar greșit. Nu arăta că e absolut idiot, chiar dacă crezi asta, căci atunci îți revine o sarcină a probei adițională pe care trebuie să o rezolvi. Acum, remarca pe care vreau să o fac, Augustin se ocupă de această uh, sarcină, însă nu foarte elegant. Augustin îi atacă în mod direct pe sceptici. El spune: Scepticii, nu erau de fapt sceptici la ei acasă. Ei aveau o anumită concepție despre adevăr, concepția platonică și pitagoreică a, a lumii formelor, însă scepticii nu credeau că aceasta trebuie împărtășită cu omul de rând. Augustin sugerează deci că scepticii trebuie necesarmente să fie avut o cunoștință a adevărului, căci fără aceasta Have to to it to says, How then does the wise man give his approval to nothing, or follow the truth like, if he doesn't know what the truth itself is? Therefore, the academicians knew the truth and gave approval to falsehoods in which they recognized a commendable imitation of true things. Academiciani sceptici. cunoșteau adevărul, însă nu aduceau această doctrină platonică în afara Academiei. Bun, um, am închis paranteza. Primul punct, primul contraargument este deci faptul că scepticii sunt inconsistenți și nu practică ceea ce predică. They don't practice what they preach. Ok. Însă lucrurile stau și mai nasol, ne va spune Augustin. Căci Scepticismul nu este doar inconsistent ca mod de viață. El este, de fapt, o poziție contradictorie. Este, deci, nu doar practic imposibil să fii sceptic, dar este și logic vorbind imposibil. Scepticul se contrazice, de fapt, pe sine atunci când spune că nu putem ști nimic. Pentru că dacă știe că nu putem ști nimic, el se contrazice pentru că știe ceva. Dacă nu știe că nu putem ști nimic, înseamnă că s-ar putea să știm ceva, fără ca el să știe, și deci iarăși se contrazice. Acesta este argumentul clasic și vechi împotriva relativismelor și scepticismelor de tot felul, un argument care își are originea în dialogul Teai Tetos, al lui Platon, și dacă nu mă înșel mai târziu și în metafizica lui Aristotel. Răspunsul sceptic este, nu tocmai surprinzător, următor. A nu, că se poate ca teza mea să fie falsă. Și dacă este falsă, foarte bine. Asta îmi confirmă și mai mult că nimic nu poate fi cunoscut. Acesta este iarăși răspunsul clasic. Cu alte cuvinte, falsitatea tezei sceptice e o veste bună pentru sceptic. Pentru că asta îi confirmă dubiul universal față de Adevar. Pe scurt, dacă tezi așteptica e falsă, deși pare neverosimila, cites. then so much the more ought we to withhold assent. Cu atât mai mult să nu nimic. This very fact shows that no position can be advocated, no matter how keen and copious the arguments, that can also that can't also be controverted with equal and perhaps greater acuity. given sufficient ingenuity. Și, deci, acest fapt, și anume că teza sceptică este falsă, ar arăta iarăși că nimic nu poate fi cunoscut oricât de multe și bune argumente am avea. Și scepticul conclude, so it happens that, de fapt, Augustin conclude despre sceptici, so it happens that the academician wins, even when he's beaten. Poate nu suntem de acord cu acest răspuns, dar trebuie să-i admirăm ingeniozitatea. Scepticii câștigă, deci, și atunci când pierd. Da? Pentru că dacă teza lor e falsă, păi foarte bine. Asta arată iarăși că nu trebuie să avem încredere nicio teză, no matter how keen and copious the arguments, indiferent de cât de bune ar fi argumentele pentru teza respectivă. Însă, Augustin și-a făcut foarte bine temele pentru că el cunoștea și acest argument. Probabil că Augustin nu avea cont de Instagram, iar răspunsul lui este, aș zice, la fel de obraznic pe cât este răspunsul sceptic de adineori. El zice așa. Bine, bine, teza sceptică doar îți apare ca fiind adevărată și se poate să te înșeli, ceea ce îți reconfirmă imposibilitatea adevărului. Însă, în orice caz, va trebui să admiți, țineți-vă bine, va trebui să admiți că e adevărat că teza sceptică îți apare ca fiind adevărată. Ați prins-o? Deci, se poate să te înșeli cu privire la ce spui despre adevăruri, dar chiar și dacă te înșeli, de fapt, indiferent dacă te înșeli sau nu, teza că teza sceptică ți apare ca fiind adevărată, este va trebui să o accepti ca fiind adevărată. Pe scurt, aparențele pot înșela, foarte bine, ne spune Augustin, dar propozițiile despre aparențe vor rămâne adevărate. Și iarăși, deci, cădem în această contradicție. Și aici, Augustin putea să lase argumentul, pentru că după părerea mea, este și, de fapt, comentatorii ulteriori și comentatorii moderni îl laudă pe Augustin pentru această întorsătură a discuției. Însă, Augustin, cum să zic, aproape ca un animal de pradă, simte, simte miros de sânge și se înfurie și mai tare. Pentru că el nu lasă problema aici, ci continuă. Dincolo de adevărul propoziției îmi pare că teza sceptică e adevărată, va trebui, tu scepticule, spune Augustin, va trebui să admiți că o întreagă lume îți apare ca fiind într-un anumit fel. Pentru că senzațiile nu vin ca pe bandă rulantă în fabrică foarte frumos una după cealaltă. Senzațiile sunt totale. Senzațiile apar la pachet, dacă vrei. Deci nu doar teza îmi pare că teza sceptică e adevărată și tu va trebui să accepti acest lucru, ci și o teză mai generală. O teză ca: Există o lume în care eu am aceste senzații. Lumea aceasta poate fi o lume a visului, lumea aceasta poate fi o lume creată artificial, nu contează. Adevărul unei lumi, așa cum îți apare ea, este ceea ce tu, scepticule, trebuie să accepti. Scepticul nu este doar inconsistent, deci, dar se și contrazice în mod logic atunci când vorbește despre teza sceptică și cum îi apare lui lumea. Mulți au observat mai târziu că acest argument, acest ultim argument despre aparențe, pe care Augustin nu-l dezvoltă prea mult în contra academicos, anticipează celebrul cogito cartezian, cogito ergo sum. Gândesc, deci exist. Însă într-o lucrare ulterioară, Augustin va reveni asupra acestui argument și va folosi chiar expresia dacă mă înșel, atunci exist. Si valor sum. Dacă mă înșel, atunci exist. Și deci, Descartes a plagiat să sună cineva pe doamna Șercanu. Bun. am rezumat varianta 2. Scepticii sunt inconsistenți din punct de vedere practic și se contrazic din punct de vedere logic. Ajungem cu aceasta la punctul 3. Respingerea scepticismului prin aducerea în discuție a unor adevăruri incontestabile. Acest al treilea punct este la Augustin nu un singur argument, ci mai degrabă o, un amalgam, o tocăniță de exemple de Adevărul pe care Augustin le consideră incontestabile și care sunt, citez, true in themselves, regardless of what condition our senses are in. True in themselves, adevărate de la sine însele, regardless of what condition our senses are in. Indiferent de condiția în care simțurile noastre sunt. Cu alte cuvinte, fie că suntem... Um, fie că visăm în sfârșit aceste adevăruri, va trebui să le acceptăm ca fiind adevărate. Există, spune Augustin, două categorii de adevăruri universale, hai să le spunem. Le voi spune întâi pe nume, după care le discutăm. Întâi, există adevăruri logice și matematice. De exemplu, o disjuncție între o propoziție și negația propoziției, va fi tot timpul adevărat. P sau non P este tot timpul adevărat. P fie e adevărat, P este o propoziție, da? P fie e adevărat, fie nu e adevărat. Iar propoziția că P există doar în aceste două condiții este universal valabilă. Alt adevăr logic pe care îl menționează Augustin are legătură cu relația de implicație. Deci, dacă P este adevărat și P implică Q, atunci Q este adevărat. Această relație P și P implică Q, deci Q, poate o recunoașteți drept modus ponens, este universal adevărată. Bun, acestea sunt, aceasta este prima categorie de adevăruri universale. Însă există și adevăruri morale. Aici, Augustin aduce în discuție un exemplu poate surprinzător. Care este acea greșeală morală cu valabilitate universală pe care o citează Augustin în lupta lui cu școala sceptică? Torturarea copiilor? Genocidul? Minciuna? R. Kelly? A luat numele Domnului în desert? În tiramisu? Nu, 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 nu. Niciuna din toate acestea, ci adulterul. În fața unui așa păcat, unei asemenea deraieri morale, scepticismul pare mai degrabă o scuză, ne spune Augustin, decât o teză filozofică serioasă. Că visăm, că nu visăm, adulterul e adulter. Haideți să ne uităm un pic, deci, la aceste două categorii de adevăruri universale. Întâi, adevărurile logicii și ale matematicii. Din perspectivă modernă, când avem la dispoziție numeroase alternative la logica binară, a, apropo, unele dintre ele dezvoltate, construite chiar de către al nostru Grigore Moisil, sau Grigore Leșe, nu mai țin exact care dintre ei, atunci când avem deci la dispoziție logici non-binare, adică pentru care relația P sau non pe nu ține, va trebui să concludem că adevărurile logice și adevărurile matematice sunt universale doar în cadrul unor sisteme axiomatice. Cu alte cuvinte, doar în cadrul unor clauze pe care le introducem noi în mod logic ca fiind adevărate. Ele sunt deci, aceste adevăruri sunt condiționate. Sunt condiționate de acceptarea unor sisteme axiomatice. Dacă cineva visează că este un adept, ca să folosim, ca să urmărim argumentul în termeni augustinieni, dacă cineva visează că este un adept al așa numitelor many valued logics, acea persoană va putea să viseze, deci că adevărurile P sau non P nu sunt adevărate. Propozițiile, pardon, P sau non P nu sunt adevărate. Ce vom spune despre aceste adevăruri morale? Despre universala imoralitate a adulterului. Contra exemplu, poligamiei nu ține, pentru că vorbim deci de adulter. Iar adulterul este adu adulter doar atunci când monogamia este opțiunea morală. Poligamia nu este același lucru cu adulterul. Și a fost observat că e foarte greu de găsit o cultură antică sau modernă care nu interzice adulterul. Ceea ce ne arată că ceea ce ne arată cam care sunt prioritățile civilizației umane. E mai ușor de conceput o variabilă între adevărat și fals sau de lucrat cu sisteme logice care conțin și adevăratul și falsul amândouă îmbinate în aceeași variabilă, decât să ne imaginăm că e ok să te ții de prostii cu vecina. Bun. Augustin sfârșește dialogul prin a sublinia că, în definitiv, alegerea aceasta dintre scepticism și alte filozofii este o alegere morală. O alegere pe care trebuie să, pentru care trebuie să ne considerăm responsabili, căci nici scepticismul, nici neoplatonismul nu apar până la urmă, nu. Nu se impun până la urmă cu necesitate minții. Neoplatonismul, ne spune Augustin într-un cliffhanger la sfârșit, este alegerea mai morală căci este compatibil cu metafizica creștină. Cât despre câștigătorul acestei lupte, eu nu pot decât să vă las să vă gândiți. Ceea ce vreau e să vă pun pe masă discuția așa cum are loc ea, eventual să o aranjez și să o coafez ca să nu. Pierdem timpul cu digresiuni, însă, pentru a vă intriga și pentru a vă ajuta să vă um, decideți cine a ieșit câștigător din această luptă, aș vrea să vă las cu un mic experiment mental. Acesta este al doilea experiment mental cu care ne întâlnim în acest podcast, primul fiind, dacă mai țineți minte, Peștera lui Platon, Alegoria Peșterii. E un experiment mental uh, mai scurt decât peștera lui Platon, însă destul de eficient în a scoate la suprafață subtilitățile problemei cu care se confruntă atât scepticul cât și filozoful non-sceptic. Îl voi citi direct în română, textul apare în Contra Academicos, în cartea a treia, secția 3, secția 3.15, pentru uh, fanatici. Să ne imaginăm doi oameni care călătoresc împreună spre același loc. Unul dintre ei, scepticul, s-a decis să nu creadă pe nimeni, în vreme ce celălalt este nemaipomenit de credul. Cei doi ajung la o răscruce de drumuri. Cel credul se adresează unui cioban sau unui țăran de la marginea drumului. Salutare, om bun! spune te rog, care e cel mai scurt drum către, în sfârșit, locul cu tare? Ciobanul îi răspunde. Dacă mergi pe cărarea asta, nu vei greși. Cel credul se întoarce către tovarășul lui și spune, ciobanul spune adevărul, să mergem. Însă acesta râde și ridiculizează o asemenea credulitate. După ce primul pleacă, după cum a spus ciobanul, cel rămas începe să se simte el însuși ridicol, pentru că el a rămas ca un prost, nu glumesc, asta am adăugat eu, pentru că el a rămas la răscruce în loc să aleagă. Când deodată, iată, se apropie un orășean bine îmbrăcat, cu un aer nobil. Fericit, acesta îl întreabă, Spunem te rog, sau mă rog, îi cere salutare, un bun, bla bla, Spunem spune te rog, care este cel mai scurt drum către locul cutare? Și bineînțeles, orășeanul îi arată, îi arată cealaltă cărare. Asta este o frază extraordinar de greu de pronunțat. Și bineînțeles, orășeanul îi arată cealaltă cărare. Uf. Și bineînțeles, orășanul îi alat fantastic. Și bineînțeles, orășanul îi arată cealaltă cărare. Însă, fără să știe, fără ca tovarășul nostru să știe, acest orășan nu era de fapt nobil, ci era un șarlatan care se îmbrăca bine ca să păcălească oamenii de la oraș prin tot felul de vicleșuguri și mișmașuri. Însă călătorul nostru răspunde, eu nu cred nimic ca fiind adevărat, însă ceea ce spui e verosimil. Iar asta aici pe vecie îmi pare de prisos. Primul călător, călătorul credul, deși alegând în mod eronat, în mod irațional, ajunge la destinație. În vreme ce scepticul nostru, pe care șarlatanul miții l-a țepuit, asta a fost traducerea mea, e în continuare pierdut prin nu știu ce păduri, și încă n-a găsit pe nimeni care să-i arate drumul. Vă las să vă gândiți!